Scumpă biserică, aceasta este ultima duminică din anul 2013. Am fost aici împreună anul acesta, am plâns, ne-am bucurat, am fost la sărbători împreună și am fost la necazuri împreună. În seara aceasta ne uităm din nou unii la alții și noi știm că aici este cu noi martor Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amen. Nu ne-a lăsat singuri în anul care a trecut. Unii dintre noi am trecut prin crize adânci. Sunt câteva femei în adunarea noastră, surori care au rămas văduve, câțiva copii care au rămas fără tată. Însă Domnul este partea noastră de moștenire. În seara aceasta, aș vrea să rostesc un cuvânt de predică, și pentru predica aceasta aș vrea să citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 16 primele patru versete. În numele Domnului vă rog să vă ridicați. Luca 16, versetele de la 1 la 4. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost Pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis: Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți coteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: Ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac. Pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. Amin. Reocupați-vă locurile. Seara aceasta nu este ultima din an, este penultima, dar e ultima duminică. Mesajul pe care l-am pregătit în numele Domnului pentru adunarea lui Dumnezeu de aici și pentru sfinții care sunt cu noi prin internet și pe care îi salutăm cu drag, l-am intitulat La întâlnire cu trecutul. Am fost de multe ori la întâlnire, de mii de ori. Ne-am întâlnit cu oameni, cu prieteni, colegi, vecini, ne-am întâlnit cu părinții de care ne-am despărțit prin căsătorie, cu oameni pe care nu i-am mai văzut de mult. În seara aceasta ne întâlnim a mie oară din nou, dar de data aceasta cu propriul nostru trecut. La întâlnire cu trecutul. Sunt lucruri, fapte și evenimente în trecutul nostru de care ne bucurăm și pe acestea le tot povestim celor care sunt dispuși să ne asculte. Acestea fiind tezaurul nostru și lauda noastră. Sunt însă în trecutul nostru și fapte, lucruri și evenimente de care nu vrem să știe nimeni. Nu ne place să le povestim că sunt jenante. În această seară ne întâlnim cu trecutul, adică și cu alea și cu celelalte. Sfârșitul unui an este o întâlnire cu trecutul. Este un prilej nimerit de cercetare și de evaluare personală. Vorbind despre vremea sfârșitului, despre cercetare și evaluare spirituală, Mântuitorul Iisus Hristos reclamă lipsa câtorva lucruri duhovnicești de bază. Spre exemplu, El reclamă lipsa credinței. Și vorbind despre sfârșitul veacului de acum, El spune, când va veni fiul omului pe pământ, va găsi credință? Întrebarea Domnului este insinuantă. Adică vrea să spună, când va veni fiul omului pe pământ, nu prea va găsi credință. Întrebarea este provocatoare. Întrebarea este atenționatoare, avertizatoare. Ea are rolul să ne pună pe gânduri. Și să înțelegem că această credință asupra căreia ne simțim stăpâni, un lucru atât de simplu uneori în mod greșit evaluat de noi, trebuie să fie tezaurul vieții noastre spirituale. Apoi, Domnul reclamă altceva și spune, în vremurile sfârșitului, dragostea celor mai mulți se va răci. Să nu te super că te întreb, vei face parte din cei mai mulți? care vor avea o dragoste rece, adică neautentică, sau dintre cei mai puțini, cu o dragoste reală. Dintre care vei face parte? Nu uita că cei cu dragoste autentică sunt puțini, așa că nu pot face mulți parte din ea. Noi credem că toți vom face parte, dar ăștia, Biblia ne spune că sunt mai puțini, cei mai mulți nu mai au. Vrei în seara aceasta de întâlnire cu trecutul să te gândești puțin la anul 2013? Poți în această seară înaintea Domnului să spui, în anul acesta am avut credință. Dar nici să nu crezi că pocăința asta repară la nesfârșit, an după an, falimentul de a nu vrea să ai o credință puternică. Vrei în seara aceasta să te gândești dacă ai avut o dragoste veritabilă? Nu vreau să vorbesc despre străini, că e greu, Vorbesc despre tovară și de viață. De câte ori te-a scos din sărite anul ăsta? Și de câte ori te-ai supărat atât de tare pentru că au trecut mulți ani și v-ați obișnuit împreună? Și nu mai există respectul de la început. Și nici frumusețea aceea, pentru că rutina aduce cu ea un urât. Un urât de care greu scapi. Dar e posibil să scapi. Spunem, ești. Ești mulțumit astăzi de dragostea pe care i-ai acordat-o partenerului, de respectul pe care i-l-ai dat, de acceptarea pe care i-ai acordat-o, de iertarea pe care i-ai dăruit-o, de sensibilitatea cu care ai sau l-ai înțeles, de faptul că te-ai dus și ai spus, știi ce, iartă-mă, te rog, suntem de 30 de ani împreună, dar sunt doar un om, iartă-mă, n-am vrut să te supăr, dar iartă-mă, dacă nu-mi dai o a doua șansă, Fii sincer, gândește-te în relația cu copiii sau părinții, să nu vorbesc de adunarea lui Dumnezeu, de colegi, de rude mai ales, gândește-te la lucrurile astea. Ascultă-mă, dacă nu te gândești la lucrurile astea, atunci predica aceasta, oricât de puternică ar fi pentru Dumneata, nu are nicio valoare. Pentru că valoarea predicii nu stă doar în valoarea ei, ci stă și în felul în care o asculți. Felul în care o asculți dă valoare pentru dumneata. Public nu dă valoare, dar pentru dumneata. Felul în care o asculți dă valoare. Lista continuă. În timp ce Mântuitorul îi vindeca pe cei 10 leproși, în Luca 17, el vorbește despre sfârșitul veacurilor și despre venirea împărăției lui Dumnezeu, adică a veacului viitor. Și fariseii pun o întrebare Domnului. Când va veni împărăția lui Dumnezeu. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, mântuitorul le explică importanța și necesitatea sfințirii în vremea aceea, dar nu le spune când. Ei întreabă când va veni sfârșitul și Domnul le spune nu vă folosește la nimic să știți când va veni, vă folosește să știți că atunci când va veni trebuie să fiți sfinți, că dacă nu sunteți sfinți, degeaba știți când va veni. Și Domnul, pe lângă credință și dragoste, pune în evidență, la sfârșit, nevoia, urgența de a fi sfânt, pe lângă a fi credincios și plin de dragoste. Însă, imediat, ucenicii pun și ei o întrebare Domnului Isus, după ce răspunde fariseilor, și ei nu întreabă când va veni sfârșitul. Și ei întreabă unde se va petrece sfârșitul. Citiți Luca 17 cu 37. Drept răspuns, domnul ca și fariseilor nu le răspunde unde, după cum nici fariseilor nu le-a răspuns când. Și după cum fariseilor le-a răspuns în loc de când, le-a răspuns, n-are importanță când, ci trebuie să fii sfinți oricând, Ucenicilor nu le răspunde unde și le răspunde următorul lucru. Indiferent unde va fi, voi trebuie să vă rugați și să vegheți. Și în această seară la întâlnirea cu trecutul. Frații mei și surorile mele, în trecutul acesta trebuie să ne uităm după credința noastră. Este una veritabilă care trece testul. Să ne uităm după dragostea de tip agape, care s-a născut în sânul Revelației. Trece testul e una veritabilă. Să ne uităm după măsura de sfințire, de neprihănire, de desăvârșire, de maturizare, la care ne predispune anii de pocăință și de stat în adunare. Este una care reflectă vechimea noastră de a citi Biblia, de a ne ruga și de a îmbătrâni în adunarea lui Dumnezeu? Să ne uităm la starea de rugăciune, frați și surori. Dumneavoastră știți că pe tinerii caracterizează misiunea, entuziasmul, călătoriile, dar noi să știți că pe bătrâni îi caracterizează rugăciunea și postul. Pentru că călătoria lor prin viață, faptul că au nepoți, copii, familii în urmă, experiența lor de o viață le spune că nimic nu are mai multă forță în univers ca și rugăciunea. De aceea când eu spun despre timpul personal de rugăciune, frații mei, indiferent ce veți crede dumneavoastră despre mine, eu mă aștept să fiți aici. Amen. Nu spun lucrul acesta ca să vă ofensez. Am respect pentru dumneavoastră, indiferent ce veți face. Dar să știți că uneori mă simt singur. N-am nicio pretenție la ei să mă înțeleagă, că nici eu, la vârsta lor, n-am înțeles mai mult. Dar am de la dumneavoastră pretenția, pentru că viața, ca și pe mine, va izbi de toți pereții. Și înțelegeți că în viață. Nu puterea cailor și a călăreților biruie în, în lucrurile duhovnicești, ci rugăciunea pe care o înalță Sfinții cu părul cărunt. De aceea, de la ora 5, orice ați zice, mă aștept să fiți acolo, puteți să nu fiți, dar din punctul meu de vedere, este misiunea dumneavoastră. Este misiunea la toți, dar în primul rând este misiunea părinților și a bunicilor. Dacă ei nu fac asta, Copiii și tinerii au elan, au entuziasm, au pasiune, călătoresc, râd, vorbesc, caută divertismentul, pentru că vârsta lor este caracterizată de superficialitate, de o oarecare măsură de nepăsare spirituală, de lipsă de greutate duhovnicească. Dar când treci prin viață, când ai copii și nepoți, când te duci la spital și te întorci și numai mâna bună a Domnului te aduce înapoi, vezi viața diferit. Și știi că rugăciunea este singura cheie care deschide lacătul neputinței personale. Vreau să știi că întotdeauna o să mă uit după Dumneata, să te văd în cercurile de rugăciune, în măsura în care poți fi prezent. N-ai nicio datorie față de mine decât față de pastorul dumitale. Dar ai o datorie față de stăpân, pentru că noi trebuie să ne mobilizăm. Și să facem din locul acesta un loc unde coboară focul. Dacă dumneavoastră așteptați la un singur om să predice, să cânte, să organizeze, să viziteze, să consilieze, să să, să 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 să, vreau să vă spun că asta este o copilărie. Dumnezeu ne-a trimis doi câte doi. Și unul are slujba să, unul are slujba să, unul are slujba să. Fiecare dintre noi suntem doar un om, cu o singură gură, cu două urechi, cu două mânuțe, cu nevoia să dormi cel puțin câteva ore pe noapte să mănânci, să te mai odihnești, niciunul nu-i din fier, indiferent cum îl cheamă și ce slujba are. Frați și surori, puterea noastră stă în unitate, nu în performanța liderilor noștri doar. Biblia vorbește despre rugăciune și despre veghere pe lângă credință, dragoste și sfințenie. Și aceste cinci elemente din trecutul nostru, califică ce notă avem noi în acest trecut. Nota este dată de măsura noastră de credință, de măsura noastră de iubire, de măsura noastră de sfințenie, de măsura noastră de veghere și de măsura noastră de rugăciune. Aceste lucruri sunt în fața tuturor celorlalte. Sigur că în anul 2013 formațiile au depus un efort Suplimentar venind la repetiție. Apoi, toate sărbătorile au fost însoțite de multă, de, multe, de multă cântare de laudă și de multă organizare. Asta a însemnat un mare efort. Niciodată, de când eu sunt aici, nu s-au strâns atâția bani ca anul ăsta. Și niciodată nu au fost așa multe proiecte ca anul acesta. Niciodată nu s-au făcut atâtea lucruri ca anul acesta. E încununat de multă activitate. Dar, dincolo de activitatea noastră, să nu uitați că înainte de a face trebuie să fim. Și ceea ce caracterizează a fi este trecutul nostru, unde ne uităm după credință, după dragoste, după sfințenie, după rugăciune și după veghere. Întâlnirea cu trecutul. Vreau să vorbesc despre lucrurile acestea în această seară. Să ne uităm la ele și să ne punem o notă. Și eu am fost la școală ca și dumneavoastră. Mai mult sau mai puțin. Și mi-aduc aminte de momentele în care am stat jenat în bancă, că n-am știut, că nu m-am pregătit, că nu mi-am făcut tema. Homorcu. Nu m-am lăudat niciodată cu aceste zile slabe. M-am lăudat însă când am luat premiu. M-am lăudat când am graduat. Am fost satisfăcut de faptul că am trecut și eu alături de alții. În seara aceasta ne întâlnim cu trecutul numit anul 2013. Ne întâlnim poate cu lenevia sau cu hărnicia. Ne întâlnim cu nepăsarea sau cu responsabilitatea. Ne întâlnim cu dărnicia sau cu eu nu am, nu știu, nu pot. Ne întâlnim cu supărarea și nemulțumirea sau cu nu noi nicio problemă, eu fac pentru Domnul, nu pentru oameni. Ne întâlnim cu aceste lucruri în această seară, frați și surori. La întâlnirea cu trecutul. Cu tot trecutul și cu o parte și cu cealaltă. Vorbind despre lucrurile acestea, aș vrea să afirmăm faptul că pentru a înțelege conceptul și urgența rugăciunii, Mântuitorul le spune două pilde. Pilda judecătorului nedrept în care pune în evidență faptul că trebuie să se roage, indispensabilitatea rugăciunii, adică e necesar, e obligatoriu și pilda vameșului și a fariseului, care vorbește despre metoda rugăciunii. Dacă n-ar fi fost pilda aceasta și rugăciunea fariseului disprețuitoare, ar fi fost bună, dar Domnul o descalifică. De asemenea, pentru a ajuta să înțeleagă conceptul de urgență a vegherii, Hristos le explică faptul că rugăciunea întotdeauna este asociată cu vegherea și invers, acestea merg mână în mână cine se roagă va veghea și cine va veghea va trebui să se roage ca să poată veghea. Este ca și cum mănânci și apoi bei apă. Ei bine, atunci când vorbim despre lucrurile astea, trebuie să ne uităm în Scriptură unde, spun, unde Domnul spune următoarele cuvinte. Apoi a zis ucenicilor pe care i-a găsit dormind, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită la întâlnirea cu trecutul. În trecutul acesta sunt căderii nispită. Știți de ce găsim căderii nispită? Pentru că lipsește rugăciunea și vegherea. Unde lipsește rugăciunea și vegherea, este o cădere nispită. Unde nu este o cădere nispită, este veghere și rugăciune. Este simplu de înțeles, este mai greu de împlinit. Căci în ziua aceea, va veni lațul peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere. Unde este puterea spirituală în rugăciune, în manifestarea darurilor duhovnicești? Unde este puterea în rugăciune, în cântare, în recitare, în predicare, în mijlocire? Unde este? Poate un om să aibă toată puterea în toate slujirile? Sau Dumnezeu a dat unuia asta, altuia asta. Unde este puterea? Acolo unde este vegherea și unde este rugăciunea. Fraților, se vorbește tot mai des și la anul o să predic despre asta, despre semicreștini. Semicreștinii sunt o categorie de oameni care vin rar la biserică sau nu mai vin decât foarte rar. Oamenii aceștia sunt semicreștini. Ei devin o povară a bisericii pe care biserica o trage după ea. Oameni care nu mai dăruiesc, care nu se mai roagă, care nu mai vin la ziua voluntarului, care nu mai vin la repetiție, care nu cântă în nicio formație, care nu fac nimic în adunare, dar dacă îi întrebi unde au fost, se supără. Auzi tu! Se supără dacă îi întrebi unde au fost. Spun, lucrez, dar ai impresia că biserica lui Dumnezeu e formată din șomeri? Evident nu, E adevărat că unii lucrează duminica, dar o lucra și joia, și marțea, și sâmbăta, chiar de fiecare dată lucrează cineva? Frați și surori, noi știm că atunci când vrei să te împiedice un lucru, te lași împiedicat că îți place că ai găsit un motiv să te fii împiedicat. Dar atunci când nu vrei să te împiedice ceva, treci peste orice dificultate, dacă ai avea copilul bolnav și ar trebui să-l duci la spital, cine te-ar împiedica să-l duci? Răspunsul corect este nimeni. Te-ai duce târâși cu el în spate până acolo, pentru că știi că ești omul care trebuie să-l duci. La adunare nu venim doar târâși, venim în mașini. Oamenii ai lui Dumnezeu, ne întâlnim cu trecutul, așa cum l-am făcut. Al unora e nefăcut crud, al altora e ars, făcut praf. Ne întâlnim cu trecutul în seara asta, cu trecutul la care am lucrat 365 de zile. Zile trăite în fire sau zile trăite în Duhul? Zile bârfind sau zile rugându-ne și mijlocind? Zile făcând efort sau zile le lenevind? Nu există niciun program la televizor în absența noastră. Tot timpul cu Dagon în față, cu zeul filistenilor. Ăla ne cântă, ăla ne descântă. Acolo stăm toată ziua înțepeniți cu rimutul în mână și navigăm pe internet, amărâtul ăsta de Facebook, nu zic 5 minute, 50 de minute, 2 ore, 3 ore, oamenii lui Dumnezeu, ascultați-mă, puteți să stați toată ziua, dar dacă dumneavoastră credeți că Dumnezeu este onorat cu astfel de ostași, care are timp pentru toate prostiile pământului, să nu vorbesc de pozele pe care unii le pun acolo, fraților, Credeți dumneavoastră că trebuie să mă vadă pe mine cineva într-o poză pe Facebook, într-un costum în care eu intru în ocean? Răspundeți-vă la următoarea întrebare. Ce interes am eu să mă vedeți pe mine în costumul în care intru în ocean când mă duc în vacanță? E asta o poză publică sau e o poză privată? O astfel de poză îmi pun eu pe internet. Scumpii mei, dacă vă supărați pe mine, să vă supărați pe dragostea mea de a vă spune adevărul. Asta nu-i pocăință. Dacă tot punem, să punem lucruri care sunt pus, dar nu intimități. Intimitățile sunt pentru familia noastră, nu pentru publicul larg. Nu este onoare pentru Biserica Betania obiceiul ăsta. Ăsta e nărav. Știu că avem modele, dar sunteți sigur că Apostolul Pavel, dacă ar intra pe o pagină de Facebook, ar veni să spună Dumnezeu să te binecuvinteze că m-ai zidit prin ceea ce mi-a arătat? Este ușor să vă supărați pe mine. Aș putea să nu, sub, să nu spun lucrurile astea. Dar dacă nu le spun, o să mă duc acolo pe ultima bancă. Nu le spun pentru că sunt mai deștept și mai pocăi decât cineva, dar le spun că asta nu-i pocăință. Fraților, faceți diferență între privat și între public. Sunt aspecte private în viața noastră pe care nu trebuie să le vadă oricine. Nu ne arătăm noi goliciunile și lucruri care sunt ale noastre din casa noastră, facem și poze mai private, dar chiar așa le punem în afișierul bisericii? Se uită frații, se uită surorile, se uită oamenii în vârstă și ne văd în maniera asta? Unde-i pudoarea? Unde-i decența? Personal, vă rog în numele Domnului să le scoateți de pe internet și să lăsați numai ceea ce vă onorează, și numai ceea ce vă dă demnitate, și numai ceea ce vă atrage respectul oamenilor care intră pe pagina dumneavoastră. Să nu mai vorbesc că aveți prieteni în România și în Bangladesh și nu-l cunoașteți pe omul care stă lângă dumneavoastră. Dați like-uri și primiți like-uri de la oameni pe care nu i-ați văzut în viața dumneavoastră. Iar fratele la care stă pe, pe bancă lângă dumneata, văduvaia, amărutul ăla, îl bârfești și râzi de el. Întreb eu, de ce ai prieteni pe care nu i-ai văzut în viața dumitale în Rusia, în Congo, în Mozambic, iar ăsta cu care îți mănânci amarul și stai la repetiție, nici nu știi bine cum îl cheamă. spune fii sincer, asta e unitate în Hristos? Cum ne vom ruga unii pentru alții dacă nu ne cunoaștem? Cum mă va îndemna pe mine Domnul să iau 50 de dolari din buzunarul meu și când trec pe lângă dumneata să-i spun, primește-i numele Domnului că ți-i dau cu respect. Că așa m-a îndemnat Domnul. Cum să mă îndemne Domnul dacă nu știu nimic despre el? Nu-i cunosc familia, nici nu știu că a fost cu copilul o lună în spital. Fraților, uitați-vă în faptele apostolilor, la viața sfinților și veți vedea care au fost preocupările lor la întâlnirea cu trecutul. Mi-e teamă că prioritățile unora dintre noi sunt prea firești, nepermis de firești. Scriptura spune, lua seama și vegeați, vegeați și rugați-vă că nu știți vremea în care se va întâmpla. În concluzie, când este vorba despre sfârșit, Mântuitorul explică care sunt cele mai importante lucruri care trebuie accentuate în viața unui copil al lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu, dragostea față de Dumnezeu și față de frați, față de aproapele, sfințenia personală, maturizarea, creșterea duhovnicească, rugăciunea, rugăciunea personală și publică și de asemenea, Vegherea. Atunci când vorbim despre aceste lucruri, noi avem nevoie de o motivație. Am citit despre o metodă pe care a folosit-o Iulius Cezar atunci când a debargat în Marea Britanie împreună cu legiunile romane. El a făcut un gest, a luat o decizie absolut ieșită din comun. Știți ce a făcut? I-a dus pe toți pe marginea stâncii Dover, de acolo, de undeva unde, de sus, unde se vedea marea, plaja pe care îi parcase corăbile cu care au venit din Italia. Și când toată armata lui a fost acolo pe munte și a putut să vadă corăbile, toți soldații s-au îngrozit. Iulius Cezar poruncise să dea foc la corăbii. Ca soldații să nu cumva să fugă înspre corăbii, să se urce și să fugă în Italia, de frica dificultății războiului. Le-a tăiat calea de întoarcere. Și acum mai avea o singură soluție, să-i omoare pe britanici sau să fie omorâți de ei, că nu mai aveau cu ce să se întoarcă. Dacă ai planul B, să știi că nu-L vei sluji pe Dumnezeu. Dacă ai cale de întoarcere, să știi că nu-L vei sluji pe Dumnezeu. Omul ăsta pur și simplu le-a luat posibilitatea să fugă, să se întoarcă înapoi și le-a spus muriți sau pur și simplu învingeți. Atunci când, în calitate de om al lui Dumnezeu, știi că nu mai ai decât un singur drum să mergi înainte, n-ai decât un singur preț, tot prețul, atunci nu te mai gândești la posibilitatea să te întorci niciodată. Vorbind despre lucrurile acestea, despre veghere, aș vrea să subliniez, prin trei versete pe care le citesc, trei aspecte ale vegherii. Primul dintre ele. Deuteronom 4 cu 23. Vegheați asupra voastră. Iosua 23 cu 11. Vegheați asupra sufletelor voastre. 2 Cronici 19 cu 7. Vegheați asupra faptelor voastre. 1. Vegheați asupra voastră la modul general, spune Biblia. Vegheați asupra dumneavoastră. 2. Vegheați asupra lucrurilor duhovnicești. Vegheați asupra lucrurilor sfinte din viața dumneavoastră. Nu le neglijați. Neglijați să beți cafea, dar nu să vă rugați. Și apoi, vegheați asupra faptelor voastre. Credincioșul trebuie să vegheze. Trebuie să vegheze asupra la ce? În primul rând trebuie să vegheze asupra gândurilor lui. Filipen 2 cu 5. Să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos. În mod carnal, un credincios nu va avea gândul lui Hristos în el, ci numai dacă se va disciplina, numai dacă va veghea, numai dacă el va ține neapărat, numai dacă va insista, numai dacă își va pune în telefon la ora 9, telefonul să întrebe, te-ai rugat astăzi? Puneți telefonul ca ai un smartphone. Puneți telefonul la calendar la ora 9 să te întrebe. Scrie intenționat și apoi, Dan, scrie așa. Te-ai rugat? Astăzi. Și pune-l din nou să alert peste o oră și peste două ore și peste trei ore. Lasă-l să te întrebe de 20 de ori într-o zi. De ce să te întreb eu? Tu nu te întreb că uiți. Lasă pe telefon să te întrebe. Veghează! Dacă nu veghezi, o să fii nepăsător, irresponsabil, superficial și mediocru. Ajută-te. Hristos spunea: scrie pe mână. Dumnezeu spunea: scrie pe frunte. Scrie pe ușieri. Astăzi cel mai simplu scrie, domne, în telefon. Și pune-l să te întrebe, te-ai rugat? De ce să nu pun eu mașina pe care o am în buzunar să mi-aduc aminte? Ia asistentul meu și nu uită că e electronic, e mașină. Veghează asupra ochilor. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Fraților, unde ne uităm noi? La ce ne uităm, dragi tineri? Puteți să vă răspundeți în seara asta unde vă focalizați voi privirea? De obicei, când sunteți la școală, vă trece vreodată prin cap să nu vă mai uitați la fete și la băieți și pur și simplu să te duci acolo în bancă și să stai 5 minute așa liniștit ca și cum te-ai gândit la ceva anume, ca și cum ai citi. Și în timpul ăla să spui, Dumnezeule, ce mare har mi-ai dat să te cunosc, să am în jurul meu câțiva îngeri care mă ocrotesc. Ce mare har mi-ai dat să fiu plin de Duhul tău și să am în inimă cuvântul tău. Ce mare har mi-ai dat să fac parte dintr-o ceată de cântăreți în Biserica Betania și îngerii să mă asculte cu bucurie. Ce mare har mi-ai dat să fiu un soldat al tău și să vorbesc cu oamenilor din generația mea despre numele tău mare și sfânt. Asta înseamnă să te uiți la el. Ai făcut vreodată treaba asta? Pune-ți telefonul să-ți aduc aminte. Obișnuiește-te să te uiți la El și să te întrebi ce ar fi făcut Hristos în situația asta. Crezi că Hristos ar fi mestecat gumă toată ziua? Crezi că Hristos ar fi râs toată ziua și când e de râs și când nu-i de râs? Hristos crezi că ar fi stat pe hol? Sau, fi sincer, gândește-te numai. Gândește-te numai ce ar fi făcut Isus. Veghează la gând, veghează la privire, Vă aduceți aminte ce spune scriptura, Matei 5 cu 27. S-a spus în vechime: Să nu curviți, 28. Dar eu vă spun: cine se uită la o femeie ca să o poftească a curvit. Și asta este o, privi, o problemă de privire. Nimeni nu știe unde te uiți. Și când te uiți, nimeni nu știe ce gândești. Fii sincer. În seara aceasta, la întâlnirea cu trecutul, cum te simți? Te simți murdar sau impuritate? Și cer binecuvântarea lui Dumnezeu în rugăciune? În ce fel să veghem? Ce au văzut ochii noștri în 2013? Vă dau câteva exemple. Eva, spre exemplu, a văzut oportunitatea să devină ca Dumnezeu și a păcătuit. Acan a văzut oportunitatea să devină bogat și a murit. Cain a văzut oportunitatea să elimine concurența și a devenit criminal. Ahab a văzut oportunitatea să mai pună mâna pe bucată de pământ. Însă a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste el, pentru că a omorât un om nevinovat. David a văzut oportunitatea unei plăceri interzise și familia lui și restul vieții lui a purtat pe cetea păcatului. Zedechia a văzut oportunitatea să se laude și rezultatul a fost rușinea Vin oamenii din Babilon și el nu spune nimic de vindecarea lui Dumnezeu. El arată armele, călăreții, arată ceaoanele, arată farfurile din porțelan și cu fir de aur. Te vindecă Dumnezeu și arăți farfurile și tacâmurile? Mă, omule, mă! Dar a văzut oportunitatea și a folosit-o. Pentru că n-a gândit în Duhul, a gândit în fire. Pentru că nu l-a arătat pe Hristos, a arătat pe sine. Pentru că a fost mândru, nu smerit. Solomon vede oportunitatea unei vieți de lux și rezultatul este deșertăciunea și idolatria. Iona vede oportunitatea răzbunării și rezultatul este o experiență dramatică. Fiii lui Sceva văd oportunitatea afirmării și rezultatul este că era gata să moară, au scăpat schinjuiți de duhuri. Dima vede oportunitatea plăcerii în lume și rezultatul este pierderea mântuirii. Care dintre acestea au trecut pe lângă noi anul acesta? Care dintre acestea au găsit un loc de refugiu, de parcare în inima noastră? Fii sincer, la întâlnirea cu trecutul. În această seară, noi amândoi suntem la întâlnirea cu trecutul. De la 1 ianuarie până acum, toate sunt aici, în fața noastră și în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la ele chiar acum. Atunci când vorbim despre veghere. Trebuie să spunem că noi trebuie să veghem asupra buzelor noastre. Biblia spune, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui adevărul. Proverbe 8, 6, 7. Buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Fii sincer, în anul 2013 ai practicat lucrul ăsta? Sau ai auzit lucruri de care n-ai fost sigur că sunt adevărate și le-ai spus altora? Ai auzit lucruri despre cineva din adunare și n-ai avut dovezi că s adevărate, dar le-ai spus altora. Și ai făcut pe omul ăla de rușine și probabil știi sau nu știi că n-a fost adevărat. Și omul ăla a rămas cu o reputație pătată. Este drept? La întâlnirea cu trecutul. În trecutul ăsta este aici, înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu în această seară. Trebuie să veghem asupra buzelor noastre. Nu doar asupra gândurilor și ochilor noștri. Trebuie să veghem asupra urechilor noastre. Matei 13 cu 17. Prorocii au vrut să audă lucrurile pe care le-ați auzit voi și nu le-au auzit. Ce har ni s-a dat nouă. Fraților, știți dumneavoastră că sunt oameni care trăiesc într-un oraș unde n-au biserică, n-au predici, se chinuie să se uite la noi sau la alții pe internet? N-are cine să le tălmăcească Scriptura alții care n-au auzit despre Evanghelia lui Hristos niciodată, care mor înainte să aibă pe cineva care să le spună despre Hristos, știi asta? Cât de vinovat este că știi și nu faci? Cât de vinovat ești că ești plin de informație, o informație care o pui undeva într-o cameră a inimii, fără ca să te atingi de ea vreodată. Să veghem asupra picioarelor, Biblia ne spune să avem picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii sau piciorul meu s-a ținut de pașii lui sau piciorul meu stă pe calea cea dreaptă sau îmi picioarele spre învățăturile tale sau să veghem asupra mâinilor noastre. Biblia ne spune să-mi deprinzi mâinile la luptă, adică să mă ajut să mă obișnuiesc să lucrez pentru tine, Doamne, și dacă n-am avut obiceiul să fac un lucru, o slujbă pentru tine, să mă obișnuiesc, să mă disciplinez, să mă corectez și să fac o slujbă. Fraților, vă întreb, este normal pentru un membru al bisericii să nu aibă nicio slujbă în adunare? Nu. nu e normal. Nici o persoană nu trebuie să nu aibă nicio slujbă. Cântă la fanfară, cântă la cor, du-te la grupul de mijlocire, fi un om care postești, care ai slujba postului, fă vizite la spital. Vino și întreabă mă, frate pastor, ce aș putea să fac eu la vârsta mea, la posibilitățile mele? N-am timp, dar o jumătate de oră pe săptămână spunem ce aș putea să fac pentru o adunare. Fraților, unde ar fi biserica asta dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta? Am ajuns la nivelul să ne întrebăm: mai facem două mese de dragoste? Pentru că pur și simplu, când dăm formularul de înscriere, se înscriu prea puțini oameni pentru nivelul de slujire la care am ajuns cu organizarea meselor de dragoste. Și echipa a ajuns la concluzia că nu mai pot să meargă înainte așa, pentru că o mie de oameni mănâncă, iar 10-15 oameni slujesc. Vreți să vă gândiți la lucrurile astea? Ele nu sunt reproșuri, ele sunt un semnal de alarmă spus dintr-o inimă îndurerată dacă eu aș vedea o pe soția mea, că toată ziua pur și simplu e transpirată lucrând în casă și eu toată ziua stau întins la televizor, întreb eu, am eu respect față de ea? Sunt eu un sos responsabil? Sunt eu un om care înțeleg un pic lucrurile vieții sau sunt pus pe trai? Încerca să răspundeți la întrebarea asta. Oamenii lui Dumnezeu, noi suntem o familie dacă vezi unul împovărat în biserica asta, du-te și ei din povară. Te rog, du-te și ei din povară. Nu-l lăsa să fie prea împovărat, că stăpânul e sus și te vede. Îți vede lipsa de milă și de interes și o să se supere într-o zi. Du-te și spune frate, dăm -mi și mie o sacoșă, că te văd rupt, te văd frânt. Te văd că nu mai poți să-ți sufletul. Este menirea noastră să facem asta. Își vreau în concluzie să spun următoarele lucruri. Noi trebuie să vegem asupra inimii. Biblia spune: Ținta poruncii e dragostea care vine dintr-o inimă curată. Poate să vină dragostea dintr-o inimă indiferentă? Nu. Păstrează bine în inimă cuvintele mele. Dacă ai o inimă rea, nu păstrezi cuvintele lui Dumnezeu. Sau sfințiți în inimile voastre pe Hristos. Noi nu putem să-l sfințim pe Hristos în altă parte decât în inimă. Dar dacă inima nu e curată, avem alte preocupări. Atunci când ne confruntăm cu trecutul în această seară, simțim oricât de buni am fi, sunt lucruri de care, pe care le regretăm în anul ăsta. Eu puteam să fac mai mult pentru Dumnezeu în anul ăsta, am, am, am făcut cât am putut, dar cred că puteam să fac mai mult. Dumnezeu merita să fac mai mult, pentru că femeia aia cu bluză roșie este soția mea și putea să fie de 2 ani în pământ să fiu văduv, să fiu singur la 50 de ani. Și mulți, foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți în situația mea. Putea să fiți în pământ dumneavoastră sau tovarășul de viață. Și sunteți amândoi în adunare, poate cu un pic de durere, poate cu ceva medicamente pe noptieră, dar sunteți amândoi să vă bucurați unul de altul, amândoi de Dumnezeu, de copii și de nepoți. Să nu mă simt eu înaintea lui Dumnezeu pentru binele care mi l-a făcut. Să pot să stau indiferent ce fel de om ar trebui să fiu eu. Unde e rușinea mea? Unde e omenia mea? Unde e respectul și dragostea mea? Unde este inima mea pentru Dumnezeu meu? Care ar fi putut să mă lase? Să mi se transforme viața în plâns și în tânguire? Dar s-a uitat la mine, la nevoia mea, la rugămintea mea. M-a ascultat în bunătatea lui. Celebra artriță Marilyn Monroe a fost vizitată de Billy Graham când el era în culmea slujirii lui, în momentul în care reprezenta un spectacol. Și evanghelistul i-a spus că vrea să-i spună despre Dumnezeu, să-i țină o predică. Și ea l-a ascultat, la sfârșit s-a uitat de la el cu tupeu și a spus următoarele cuvinte. N-am nevoie de Isus al tău. Și a plecat la o săptămână mai târziu, a fost găsită moartă în apartamentul ei. Însă, în același timp, noi putem să avem o altă atitudine. Nu să spunem pleacă, ci din potrivă. Să ne gândim la o îndreptare a lucrurilor în perspectiva anului care urmează. Și să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, să ne corecteze. Aș vrea să vă uitați puțin pe screen. Priviți-vă la o profesoară din New York care s-a hotărât să onoreze pe toți absolvenții liceului, spunându-le, tu ești important pentru mine. Ea a chemat pe fiecare elev în fața clasei pe rând. Întâi a spus fiecăruia că este important pentru ea. Apoi a dat la fiecare o panglică albastră, imprimată cu litere aurii pe care scria Cine ești tu, contează pentru mine. Face diferența. După aceasta, profesoara a decis să realizeze un proiect cu toată clasa, să vadă ce impact ar avea dacă ei ar merge în comunitate și ar face altora ceea ce le-a făcut lor. A dat fiecărui student încă trei panglici albastre și i-a instruit să meargă fiecare dintre ei la cineva și să-i spună ești important pentru mine, dacă n-ai fi fost tu, eu aș fi fost mai nefericit decât acum. Unul dintre băieții din clasă s-a dus la unul dintre directori, la directorul unei companii care l-a ajutat pe el cândva să planifice ceva în viața lui profesională. I-a dat o panglică albastră și i-a spus următorul lucru. Facem un proiect în clasă pe tema recunoștinței, a recunoașterii meritelor. Și aș vrea să vă spun că sunteți important pentru mine, dar în același timp vreau să vă dau o panglică albastră și la rândul dumneavoastră să mergeți la cineva și să dați această panglică la cineva pe care îl apreciați. Mai târziu, acest director s-a dus la șeful lui, care era un om foarte complicat și morocănos. Și a spus următorul lucru, șefule, ești un mare geniu, ești un om foarte creativ pentru mine. Vreau să-mi permiți să îți dau acest simbol al panglicii albastre, care reflectă recunoștința mea și admirația mea pentru tine. Directorul a acceptat surprins, mirat, și atunci directorul Mai Mic a spus următoarele lucruri: Mai am încă o panglică, dacă vrei și nu te superi. Ia-o și dă-o și dumneata cuiva. Atunci directorul acesta a luat panglica și s-a dus cu ea acasă. În seara aceea s-a așezat lângă băiatul lui care avea 14 ani și i-a spus următorul lucru. Astăzi mi s-a întâmplat un lucru incredibil. Eram în biroul meu și unul dintre angajați a intrat la mine, mi-a dat o panglică și mi-a spus, ești un om special, ești un geniu în meseria ta, ești un om creativ. Imaginează-ți omule, el crede despre mine că-s creativ, spunea directorul mai mare către fiul lui de 14 ani. Apoi mi-a pus în piept o panglică albastră pe care scrie, cine ești tu contează. Mi-a dat însă și o altă panglică și mi-a spus să găsesc pe cineva pe care să-l apreciez. În timp ce mă întorceam acasă, eram în mașina mea și mă gândeam, cui să dau eu panglica asta? Și atunci mi-am adus aminte că tu, băiatul meu de 14 ani, ești persoana pe care vreau să-l apreciez, să-l admir și să-i spun că tu ești persoana care face diferență pentru mine. Zilele mele au fost grele. Ori de câte ori am venit acasă, am fost supărat, ocupat, n-am avut timp de tine. Însă vreau astăzi să spun că te iubesc și că te apreciez. Tu contezi pentru mine. Alături de mama ta, tu ești cea mai importantă persoană din viața mea. Ești un băiat minunat și te iubesc. Emoționat, băiatul a izbucnit în hohote de plâns și nu s-a mai, mai putut opri. Corpul îi tremura de emoție. S-a uitat la tatăl lui și i-a spus printre lacrimi, tată, Astă seară, un pic mai devreme, am stat în camera mea și am scris o scrisoare de adio pentru tine și pentru mama, explicându-vă de ce a trebuit să-mi iau viața și v-am rugat ca să mă iertați. Aveam de gând să mă sinucid în noaptea asta după ce voi veți adormi. Chiar am crezut că nu-ți pasă deloc de mine. Scrisoarea este sus, poți să mergi să o vezi. Tatăl a urcat la etaj, a găsit scrisoarea Sinceră, plină de suferință și plină de durere. Șeful s-a întors la lucru un om schimbat, nu mai era moroconos și s-a asigurat că toți angajații lui sunt într-adevăr oameni care contează pentru el. Directorul mai mic a făcut același lucru și toți ceilalți au fost oameni schimbați. Te-ai întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă anul ăsta veneai la mine și mi-ai fi spus următorul lucru. N-am niciun habar ce face în timpul săptămânii probabil că stai toată ziua acasă și te odihnești, sau probabil că toată ziua stai pe la spitale, vizitezi, te ocupi de tineri, de oameni, de grupuri, de ședințe și n-ai timp să mănânci și să dormi. Indiferent ce faci, vreau să spun că mă rog pentru tine, apreciez faptul că ești aici cu mine în biserica asta, să știi că contez pentru mine și mă bucur de prezența ta aici. Cum crezi că m-aș fi simțit dacă mi-ai fi spus asta? Cum crezi că s-ar fi simțit omul de lângă dumneata dacă ai fi spus asta? Suntem prea ocupați, suntem prea închiși, suntem prea rezervați, însă avem prieteni pe Facebook pe care nu i-am văzut în viața noastră, cu care comunicăm zilnic. La întâlnirea cu trecutul. Aș vrea în această seară, din tot ce am spus, cu toată pasiunea sufletului meu, să te gândești dacă dumneata, la întâlnirea cu trecutul dumitale din anul ăsta, E ceva ce ai vrea să spui în fața lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că de lucrul ăsta mi-e rușine. Și dacă mai trăiesc două zile să apuc anul nou, Doamne, vreau să schimb lucrurile din viața mea. Te rog, ajută-mă, te rog, primește-mă, te rog, consideră pocăința mea. Și vrea să ne rugăm împreună oamenii lui Dumnezeu, Ca anii trec și noi nu putem rămâne la fel. Noi trebuie să ne întreținem, noi trebuie să ne ridicăm, noi trebuie să profităm de harul pe care Dumnezeu investește în noi și să creștem, să ne maturizăm și să devenim alți oameni. Că într-o zi se va spune dute, că nu te cunosc, sau vino binecuvântatul Tatălui meu. Poporul Domnului, în seara aceasta suntem la întâlnire cu propriul trecut. Haideți să ne stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Vă chem să ne ridicăm și cu toții să ne rugăm. Domnul să ne dea hară rugăciunea noastră.